Salutare și bine v-am regăsit pe canalul de YouTube al TechView.ro. Astăzi mi-am propus să vă dau câteva informații despre noua gamă de plăci de bază echipate cu noul chipset Intel Z690 lansată de către Gigabyte, sau mai bine zis Aorus, nu cu mult timp în urmă, în așteptarea memoriilor RAM DDR5 și a noilor procesoare Intel din generația 12. Vestea cea mai bună este că cei de la Gigabyte au pregătit și versiunea ale plăcilor cu chipset Z690 pentru posesorii de RAM DDR4, astfel încât upgrade-ul să fie cât mai ușor de suportat din punct de vedere financiar. Haideți să vedem ce ne rezervă din punct de vedere al layout-ului și al porturilor sample-ul de astăzi și aparține gamei de mijloc al line-up-ului Z690 al celor de la Gigabyte, denumită Z690 Aorus Pro. Ok, haideți să vedem ce are de oferit placa de bază. În primul rând, bineînțeles, noul socket cu 1700 de pin, dacă înțeleg eu bine. În partea aceasta, 4 sloturi DDR5. În partea de sus, două porturi de alimentare, unul cu 4 pini, unul cu 8 pini. De cele mai multe ori, din experiența mea, nu este absolut necesar decât să populăm portul de 8 pin, cel de 4, nu știu, poate pentru un overclock sau ceva, dar pentru un PC normal, cel de 8 pin va fi suficient. Două porturi pentru alimentarea ventilatoarelor sau a pompei sistemului de răcire pentru procesor. Acesta gri este pentru ventilatorul principal, ca să zicem, acesta pentru ventilatorul secundar în caz că aveți un tower cu două ventilatoare. Aici un header de 5V pentru assisted RGB, acesta este de 12V, acesta este un port adresabil, puteți controla fiecare LED în parte, acesta doar întreaga bandă cu o singură culoare odată. Ceea ce îmi place să văd aici pentru debugging, mai ales un switch on-off pentru pornirea plăcii de bază fără a fi nevoie de conexiune la carcasă. Un, ca să zic așa, un ecran care îți va da statusul, îți va spune în ce parte a secvenței de boot se află placa de bază. 24 de pin pentru alimentarea două plăcii de bază, încă două porturi de 4 pin pentru ventilatoare suplimentare ale carcasei. Aici un header USB 3.0, acesta iarăși un header USB 3.0, dar un standard mai nou pentru front panelul carcasei. 6 porturi SATA 3. Aici conexiunile front panel, SysFan 4, SysFan 3, SysFan 2, SysFan 1. Îmi place să văd o cantitate mare de headere pentru ventilatoare, toate cu 4 pin, controlabile pe VME, pentru că foarte multe carcase în ziua de azi au nemaipomenit de multe ventilatoare incluse și de multe ori plăcile de bază, cel puțin la generația precedentă, nu toate, însă unele dintre ele aveau prea puține headere și trebuia să folosești un splitter. Două porturi PCI Express de formă X16, dar înăuntru, din câte văd, pinii sunt doar pentru X4, deci X4 și X4. Acesta este portul principal, ca să zic așa, unde veți pune placa de bază, placa video, pardon. Dedesubt aici, după cum veți vedea, către sfârșitul acestui clip sunt numai puțin de 4 sloturi pentru SSD-uri NVMe. Partea audio a plăcii sunt două radiatoare foarte, foarte groase, foarte sănătoase aici, pe partea de alimentare. Acest logo este controlabil RGB, mai sunt și alte părți RGB ale plăcii de bază, dar datorită faptului că acum nu avem, cel puțin pentru moment, un procesor și un set de RAM DDR5, nu vă pot arăta această parte. Poate le cuprinde
USB 3.0, 4 porturi, acesta este soluția wireless integrată pe placa de bază, care este Wi-Fi 6802.11ax. 4 porturi USB 2.0, DisplayPort, USB 3.0 Type-C, LAN-ul este o soluție 2.5 gigabit, o soluție foarte bună, pregătită pentru ceea ce știu eu că o să urmeze cel puțin în București, adică rețea 10 giga, deci acest port este pregătit pentru o viteză mai mare, undeva până la 200-250 de mega pe secundă. Iar aici avem USB-uri 3.2, 4 bucăți, ieșirea audio pe cablu optic, mic și line out. Nu știu de ce s-a mers pe această soluție audio, dar probabil că vom avea destul de multe explicații la timpul lor în paginile produselor. Spatele plăcii foarte curat, foarte bine așezat, ca să zic așa, totuși cu câteva piese în plus față de ce eram eu obișnuit. Foarte, foarte mare grijă când puneți această placă de bază în carcasă, pentru că aveți oportunitatea, dacă nu aveți experiență sau dacă nu sunteți atenți, să zic eu, să dați la o parte din greșeală unul din aceste componente și atunci există o foarte mare posibilitate ca placa de bază să nu mai poată funcționa așa cum trebuie. Așa că dacă construiți primul PC, uitați-vă în primul rând la foarte multe tutoriale, aveți foarte mare grijă, dacă nu, totuși sunt destul de mulți profesioniști care pot face o asamblare de PC foarte bine, deci vă recomand să aveți foarte mare grijă cu această nouă generație. Deși plăcile sunt solide, sunt puternice, aceste piese suplimentare de pe spate, din greșeală, din neatenție, pot fi rănite, ca să zic așa, foarte, foarte ușor. Bun, aici se încheie această parte, haideți să trecem mai departe cu acest videoclip. Bun, acum că am văzut cum arată și ce poate oferi placa de bază Z690 Aorus Pro, haideți să o vedem ce alte plăci de bază cu chipset Z690 vor fi disponibile în viitorul apropiat pe piața din România, din partea celor de la Aorus. Avem așa, Z690 Aorus Elite AX, unde AX înseamnă că va avea onboard și posibilitatea de comunicare pe wireless. Z690 Aorus Elite AX DDR4 cu wireless on board și posibilitatea de utilizare împreună cu memorie RAM DDR4. Avem Z690 Aorus Elite, Z690 Aorus Elite DDR4, Z690 Aorus Extreme, probabil una dintre cele mai performante modele, Z690 Aorus Master, Z690 Aorus Pro DDR4, Z690 Aorus Ultra, Z690 Gaming X DDR4, probabil una dintre modelele mai ieftine, cu posibilitatea utilizării împreună cu memorie DDR4, Z690 UD AX DDR4, din nou probabil unul dintre modelele mai ieftine, însă cu un chip wireless integrat și posibilitatea utilizării împreună cu DDR4. După aia este Z690 UD AX, Z690 UD, la fel ca precedenta, însă fără chip wireless integrat, Z690i Aorus Ultra DDR4, singurul model micro ATX lansat la această dată cu suport pentru memorie DDR4, Z690M Aorus Elite AX DDR4, singurul model micro ATX lansat momentan în această gamă cu suport pentru memorie DDR4 și Z690 Aorus Elite DDR4. Am să închei aici unboxing-ul plăcii de bază Z690 Aorus Pro oferit pentru realizarea acestui material de către Gigabyte România, dar vă las în compania unei serie de cadre B-roll pentru cei ce doresc să privească în mai mare detaliu diverse aspecte ale acestei plăci de bază. Eu sunt Marian și până data viitoare vă spun ca de obicei toate cele bune!